Liniile, linia inimii din palmă, două palme pe care le punem așa și de aici las pe maestru Vorobchevici să ne explice ce și cum. Deci dacă privim cu atenție o să avem explicația pentru cum va fi cel care va fi sau cum este cel care este, dacă e ce trebuie. Mă rog, sper să nu avem niște surprize foarte mari. Vă rog. Deci, deci voi ați abordat o temă foarte interesantă uh, asupra unei științe de observații fantastic de de vechi. Chiromanția. Chiromanția. Sau... Cititul linilor citi din... E perfectă exprimarea ta. Cititul linilor din parmă. Pentru că există și forma empirică. Ghicitul. Și a ghici, ai șansa să o nimerești, Sau să nu... dar ai șansa să-ți urecheala. Exact. Pentru că n-ai ghici ca lume. Exact. Bun. Asta este... Voi ați descoperit un secret, care eu încă nu l-am dat, ca să nu se supere lumea pe mine. Aoleo. Să se ia la, la trântă cu partenerul. Pentru că ceea ce e dat acolo este trunchiat ce ați găsit voi. Vă rog, Eu nu mai o zonă uh, trunchiată în ce sens? E trunchiată dacă vrei să te verifici tu pe tine, la ce ești pus. Și atunci îți iei frumos, așa, ia uitați-vă voi acasă, puneți palmă lângă palmă. Da? Uniți-le, faceți un paravan, ca și cum ați vrea. Și vei, voi veți vrea să înțelegeți ceva. Dar uitați-vă și pe avers. Linia aceasta care pleacă de aici din cubitus, din partea terminală a palmei, verticalitate, este o linie care vine, are diferite forme. Poate să fie mai scurtă, mai lungă, mai întortocheată, mai dusă spre Jupiter, Saturn, Apollo și Mercur, cei patru, cele patru degete, ea are forme diferite, circa 400-500 de, de, poziții. Nu va fi în permanență sau egală la toată lumea. Dar pe mâna oponentă, deci asta eu v-am arătat mâna stângă, dacă ne mutăm pe mâna dreaptă, aceeași linie este prezentă Arătați și mai aici. mai către cameră, mai Deci, deci a, camera. așa, perfect. Deci, uite, o să am, -am mult. Nu o să dau cu pixul, că să ia mai greu, dar vă o arăt de aici. Dumneavoastră, uitați-vă așa, da? Asta este linia, linia inimii, da? Pentru că aveți pasta a vieții și pasta a capului. Dar uitați-vă, pentru că inima este tot ce înseamnă legat de sentiment, de afectivitatea respectivă și automat de uniune. Pentru că în continuarea ei vor mai apărea aici pe degetul, la baza, pe muntele lui, Ju degetului arătător ca să nu vă dau și alte conotații să vă zăpăcesc, mai există în semnul unei căsătorii, adică o cruce Bun, în momentul când voi ați spus. mâinile una mâinile lângă așa alta. unite și vă uitați voi la ele, că eu n-am cum să mă uit că le, dacă le întoarcem așa nu sunt sens. la fel Bun, dacă liniile, cele două linii ale inimii vin ușor și se unesc Uitați, aici a mine așa a... este O secundă mai este, puteți să da, vedeți? Da, exact Puteți să vedeți, vă rog. E mai greu că nu, nu cei de se acasă vedea pe vor e vedea regula. numai pe, pe mâinile uitați. lor. Da? Numai pe deci mâinile liniile lor. astea sunt unite. Dacă ele corespund distanța de aici până aici și tot identice, e ca și cum... Uitați, am primit acum uh, poziția 1. Uitați-vă la, la poziția Ia, desenul la, este la desenul minunat. numărul 1. Deci linia inimii este aceea uh, desenată cu culoare pe mâna stângă și pe mâna dreapta. Vedeți? Deci, parcă este o bărcuță. Un zâmbet. Dacă da, ca un zâmbet. Da. E, nu, că ne ducem la Smiley. Și a, așa, la, la și domnul dacă mergem la Smiley, ce? Nu, domnul Iliescu avea... <laughs> și dacă mergem asta. la Iliescu... Și uitați-vă, vedeți? Are linie de demarcație, planul de separare a palmei și liniile astea se pupă. Una, are continuitate. Pleacă pe mâna dreaptă, se duce pe mâna stângă. În momentul când aveți acest lucru, înțelegeți că voi sunteți niște oameni extraordinar de favorizați. Niște oameni favorizați care veți avea parte, de ce aveți parte? De dragoste, da, de un partener care să fie pe aceeași frecvență cu voi, pentru că asta, în momentul când l-ai luat, te-ai uitat și ai văzut uh, tot ce înseamnă, uite, eu am zis mai mai scurtisim așa, să dau o definiție clară, dar nu prea place să dau definiții. Deci, tu, la desenul 1. Ca unul, persoană, da? la numărul 1, exact. E sensibil, brând, ai bun simț și nu-ți plac schimbările bruște, da? Ai partener de relație apreciat de toată lumea din jur, da? Deci, că ești soțul sau e soția, partenerul tău este un om care, la rândul lui, este la fel de apreciat cum ești și tu. Se faceți un cuplu extraordinar extraordinar. Dar acum o să mai intru și într-o zonă minată. Încercați ca să vă vedeți. Puneți mâna voastră dreaptă, că sunteți partea masculină, cu mâna stângă a, a partenerei și vedeți dacă ea o să, așa cum se spune, cum zicea Dana, cine cântă la voi în casă? Radio, televizorul sau cocoșul? Și cine cântă? Și cântă găina. Dacă apare Andreea, am să te rog să difuzezi desenul din nou Ca să ne mutăm la poziția a doua Ei, Vedeți voi? Mâna dreaptă spunem este a partenerului bărbat da? uh -huh. Și dacă Și linia, e mai sus? linia e mai sus, e mai apropiată de degete da. Ce spune? Fii atent, ești iubit de cei mai în vârstă nu trebuie neapărat să fie cam să vă explic și de ce Există diferență de vârstă Mie Între tine și partener bine. Nu Cauți esența vieții Dincolo de partea Materială Așa, da De părerea altora Și de și obicei asta. Da. Sunt persoane atât de pragmatice Care se duc punct ochit, punct lovit Sau ca să fiu mai direct Sunt persoanele care fac o căsătorie din interes. interes da? Din interes, dar un interes bine gândit. ori pentru mersul bun al afacerilor, ori pentru a continua o afacere, ori pentru a lua pur și simplu uh, fața celorlalți, uh -huh. și este, nu vreau să fiu răutăcios. poate să fie o, o căsătorie de complezență, uneori. Uh -huh. Dar în general, deci stați un pic, să vă să pun întrebarea okay. Am pus întrebarea deci Dacă, dacă, dacă linia... este mâna dreaptă este a unui bărbat Da, și mâna stânga unei femei Și este mâna unei femei Bărbatul acela va atinde Că ați văzut să bărbați o piciorul în prag. Care și-au luat și doamne Mai în vârstă decât ei Aha. Și n-a contat treaba asta uh -huh. Eu am greșit când eram în armată Că i-am spus unui domn subofițer De la muzica militară Zic, vă caută mama la partă a, olio, și el a zis mă. ce nu e mama, e mea Și mie mi-a căzut în cap toate instrumentele Toate instrumentele mele au căzut în cap Că mi a cerut scuze, fără să știu păi dacă adevărul. oamenii se iubeau maestre Păi care... da, se iubeau cu o diferență de 17 ani Dar nu asta conta se poate și 20. Conta că într-adevăr era o, o dragoste fantastică Vedeți? Și nu pot să condam pe nimeni treaba asta Că mai există și în showbizul nostru cu de astea de, de cupluri, dacă funcționează, da, și care da, sunt, da, și minunate. Și sunt omniprezenți. Absolut, pe, dar pe știe micuiectru. cineva ce e acolo. Deci, atunci când uh, mâna dreaptă, linia inimii este mai sus, ești iubit de cei mai în vârstă, există diferența de vârstă între tine și partener sau o accepți foarte dar bine. Dar cine cântă în casă? Nu cine te, cântă? Uh, păi, cine poate să cânte decât uh, la la care mai persoana sus. care a acceptat ca partenerul să fie mai în vârstă. Da? Aha pentru că s-a subjugat persoanei lui, dorinței lui și atunci va face, acceptul este total. În general nu există certuri, mare gălăgie acolo, da? Pentru că va căuta confort, va căuta totul să fie bine. Confortul nu înseamnă numai confortul material. Confortul înseamnă armonie în cuplu, înțelegere, varianta. Da, tati, dacă ea e mai sau invers, da, micule, se poate. Deci, cel care are linia mai sus, asta cel vreau să-l spuneți. Are linia este mai tolerant este, sau este mai impunător? E, e, nu, e mai tolerant, e, tolerant. Pentru că el e el cel care a acceptat. A acceptat. Dar este și varianta a treia, când mâna stângă, uh, linia inimii după mâna stângă. E este mai, sus decât de... mai sus decât cea după dreapta. Bun, ăștia sunt uh, căutătorii, descoperitorii, caută provocări. Dragoste pasională, arzătoare, în general caută parteneri mai tineri pentru satisfacerea, scuzați, expresia dorințelor intime și plăcerilor intime, da? Deci, sunt mai superficiali. Sunt un pic? ușor, nu? Sunt agresivi. Agresiv. superficial? nu sunt pentru că dorințele lor sunt, sunt la ardente. Sunt ardente. Da? Nu sunt superficial că nu se bagă la joc dacă nu, nu simte care. Uh, pentru un, ce? un partener de anduranță, da? Cu linia stângă Mâinii stângi mai sus Sunt oameni persoane frumoase Irresistibile Magnetice De multe ori puteți să intuiți Care are această linie mai sus Prin felul când te apropii de un om Ai văzut lângă unul cum spunea Lydia La unul ți-e drag să n-ai mai plecat De la el din casă Sunt acei oameni care sunt afectivi total Fantastici Emană ceva Au lipiciul ăla cum spunem noi da? Sex appeal cum spune francezul dacă scade cu tronc cineva unei persoane care are uh, linie inimii mai sunt, să știți că e, e vânătorul ăla, săgetătorul, punct ochit, punct lovit. Dar eu vă mai dau și un secret acum. Încercați să puneți voi mâna dreaptă cu mâna stânga partenerei voastre de viață și vedeți dacă o să cântați la unison în cor sau o să aveți duet. <coughs> un duet sau aveți numai solistii. Adică? Adică dacă unul o să fie în permanență poruncitor, el păi dominator. Păi, și cum ne dăm seama de asta? Păi te uiți la mâna ta și te uiți și la mâna stânga ei. Am înțeles. Și dacă se întâmplă să corespundă, păi chiar ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Și dacă nu corespunde? Păi, dacă nu corespunde, știi, din ceea ce v-am spus, cum se manifestă persoana de lângă tine. Am înțeles. Și mai vă dau încă un indicator, că dacă tot am Păi la... nu mi-ați spus, dacă la... are linia mai sus decât linia ta, înseamnă că este mai cum. Păi dacă am spus că mâna stângă păi e nu, mai sus... Păi nu, legat de felul în care sunt oamenii, adică poruncitor sau impunător sau... Este... este mai ardentă, mai doritoare. A, am înțeles. Dacă tu poți ești mai, mai temperat sus este continental, mai da? da. Pe latura uh -huh. afectivă tu ești mai temperat. adică nu te manifesti exact. chiar atât de spontan. Dar schimb poți să ai un partener care este exploziv, da. da. Am și am vorba înțeles. aceea, dacă stai la bloc, face și dragoste cumva. Dar să facem să redesenăm. Uh... Nu redesenăm, dar știți cel puțin, eu le-am recomandat înainte de a se cunoaște să facă în felul următor. Lidia, hai să le arătăm celor de acasă, că eu n-am cum să arăt cu mâna mea. Mâna stânga ta vină încoace și o pui pe mâna mea exact așa. A, așa. E, vedeți voi de ce dracu ne înțelegem bine și ne mai certăm? De Că ce? noi suntem identici. Ca lungimea mâinii, exact. ca lungimea de... Ea are manechiura care... Dar eu am pus exact pe partea asta. Ea e 31, care e 4, eu sunt 13, pe care sunt 4. Deci dacă... Suntem pe aceeași frecvență Dar în general Dar Pentru fetele au... astea tinerele Care să mă ierte Dumnezeu Nu vor calitate și vreau cantitate Să caute bărbați care În momentul când au pus așa Să aibă degetele mai lungi Decât ale lor Ca să fie mulțumite din e, toate acum punctele să de vedere Cu unul mai mic, cu unul mai mare. De... dragă, eu le-am explicat Iertați-mă că am fost obraznic Și mai porcos da. așa ne